Salutare, băieți, băi, fii atent, am luat o țeacă foarte mare, țeacă, da. Eu am început să povestesc o altă și văd că am povestit 10 minute pe degeaba. Mai acest video este în special făcut pentru a vă ajuta pe voi, cum am vorbit ieri pe livestream, pentru a avea mai multe FPS-uri, până alta, până în România, că nu toată lumea face cum tutorale sau nu la toată lumea lei se potrivește. Băi, eu fac pe acum pentru un i7 9700. Aceste setări pe mine mă ajută foarte mult. În general, în 5M am 144 de FPS-uri, 140, 100, na. Deci nu scade sub 100 și ceva. Mă intrați aici la Control Panel, Nvidia. Hai să încep încet. Intrați aici la Nvidia Control Panel. Dați totul la Adjust, MH Settings, îl dați la Performance. De ce aleg Performance? Tot timpul performanța îmi bate calitatea. Bine, eu prostie ce am zis poate acum aici, dar pentru mine performanța îmi ajută foarte mult față de calitate. Nu am nevoie de calitate, am nevoie de performanță. Aici nu prea am setat foarte mult, apropo aici la DSR Factors l-am pus pe 2X, ceea ce pe mine mă ajută. La 33%, mamă cum e, acum să le iei totul înapoi de ce ai vorbit. 30% aici cred că l-a avut el, în fine. Low latency mod, aici l-am pus pe on, să fie 144 de MS-uri, bine, FPS-uri, la max frame rate. Multi frame e pe off, auto select, aici trebuie să selectez placa video, gen nu-i văd nici importanța. Bun, la power, manage mode, aici l-am pus să fie pe maxim performance, cum am zis, performanța. Prefresh rate, cum ar fi gen pe ăsta. Highest, mă rog, pe engleza mea de baltă, available. Cam atâta. Shader 1, texturi 1, texturi filter la fel. La quality am ales high performance, puteam să aleg și high quality, dar high performance pentru mine e perfect. Texture filter 1, options on. Asta auto, triple buffering off, vertical off-ul, virtual reality off. Gen, na. Configure surround. E pus pe aici la procesor să fie pe auto select. Ori pe placă video, ori pe procesor. Bun, 5G resolution. Băi, am două monitoare. Unul pentru livestream, cel ăsta de 60 Hz. Și unul pentru jocuri în alta, mainul meu. De ce mainul meu? Pentru că e mai bun. E de 144 de Hz, dar prefer să fie aici la 120. Da. Altceva nu schimbă nimic, doar vă puneți rezoluția vouă. La Adjust Desktop Color, deci cum vreți să fie culorile tale la desktop, aici le puteți selecta, puteți să faceți mai mici, mai mari, cum doriți. La fel. Eu aici n-am umblat la nimic. Rotate nimic, view-ul, la fel. Setup digital audio, nu am nevoie. Nu mă... Bun, ca să vedeți aici. Mă scuzați. Eu l-am pus pe aspect ratio. De ce? Mă ajută în felul când sunt live stream. Pe monitorul meu de 144 să văd mai bine jocul, să văd mai mare performanță la el decât cum ar fi să nu văd deloc clar sau de asta. Vedeți 144 1080, pot să-l pun la mai mult, dar nu forțez, nu mă interesează să pun mai mult. În monitorul de OLED pentru livestream e doar de 160 Hz, 1080p, l-am pus la no scaling, să nu. Salut! Atâta! Bun, aici vă setup multiple display, da. Aici vă selectați ce și cum. Dacă vreți puteți să-l trageți un alta, ceea ce, na, pot să pun oricum, asta e. Pe mine nu vreau să dau pe Apple, că nu mă tare interesează. Eu deja setarea asta mi l-am făcut. Bun. Iar aici n-am selectat nimic. Din contră, dacă aici selectez, probabil poate duce pe placa video la prea
prea mare, nu prea mare, prea mare se prea încălzește, știi? Dacă le selectezi și pe asta și ce mai este și un alta. De preferat, după ce ați terminat aceste setări, să mergeți la GeForce Experience, dați update la tot ce vă trebuie, gen ce for update. Ok. No, eu le fac pe toate update-urile. Ceea ce e de recomandat, când începeți să dați drumul la calculatorul în alta, să le puneți pe toate astea pe off. Bine, ce nu aveți nevoie, disable. Salut. Nu ai nevoie. Pentru de multe nu ai nevoie. Intrați frumos aici, la settings. Privacy, nu, la update, dați toate update-urile, fie ele bune. Dacă nu sunt bune, dați un backup, asta e. Trebuie testat. La gaming mod. Nu le-am. Aici la Xbox Bar Game, dacă în caz că ai Xbox. Despoi aici shortcut-ul și asta e. Te joci. La privacy, gen aici. Gen nu am nevoie de toate pentru că nu-i văd importanța. Din contră că parcă te mai blochează un pic, parcă îți dă un pic cu draw frame. De ce tot timpul îmi zici că bă, că parcă un pic de draw frame, parcă uite de ce. Că ce mă interesează pe mine radio, să ascult pe calculator. Nu mă interesează bro, asta e. Taskurile să-mi apară aici 100.000 de notificări, nu-mi trebuie e-mail-uri, iar nu fele call history pe channel sunat înainte, disable, phone calls, disable, calendar, la fel, am calendarul de aici, nu mă interesează, contactele, am telefon pentru asta, account info, e la fel, notification, mă nebunește, voice activation asta la microfon, desigur că ai nevoie de el, microfon la fel, camera în caz dacă vrei să pui o cameră sau un alt undeva, faci live-uri alea, locația. N-ai nevoie, că nu e spart de hoți, nu? Mulțumesc. Bun. Urmează la sistem. La sistem eu nu prea umblă multe, la power. L-am pus never, să nu se oprească niciodată, numai că nu-l opresc eu bine, de obicei noaptea, după ce îmi fac treaba. Bun, aici ce? Dacă ai calculatorul mai slab, nu recomand aici să faci ce am făcut eu. Eu aici am pus pe ultime performance, balanță de recomandat, e o balanță, știi, care să ți-l ține un alta. E ok, atâta. Altceva tu nu faci. Deci, și aici la change am pus 0, mi se deschide calculatorul într-o secundă. Acum, bum, păi nu mă vedeți că, da, aici sunt scenele mele, pun alta. Ce urmează să faceți voi acum? Sper că vedeți, da. Bun. La general, la OBS, deci asta precizează să fie OBS-ul normal. Nu am făcut nimic cu altceva, sau altceva, în fin. La stream. Văd că acum pot să-l și selectez. Mă rog, dați aici la custom, selectez platforma pe care o vrei, serverul și i-a dat drumul. Output-ul. Să mă uităm dacă confirmează, adică la output, la streaming. Bun, aici depinde de... Stai că până atunci o să ajungem imediat. Encoder. Aici pe de preferat să pui pe Nvidia NVH 264 New. Ai plecat video? Nu. Rescale output, nu-l forța să meargă până 1080p. Cât se duce, se duce, asta e. Asta e adevărul. Red control-ul e pe CBR. Bitrate-ul aici depinde de de internetul vostru. Cum să-ți calculezi chestia asta? Trebuia să arăt o poză înainte, dar mai bine vă zic, băi, dai un speed test. Scrie acolo pe Google, speed test, internet, ai făcut un speed test și asta e. Și împarți cu 4, din câte am înțeles asta cel mai bun. Îl împarți cu 4 sau cu 6, depinde cum îți iese. Dacă totul îți iese bine, păi atâta bitrate. Deci îți dă un bitrate de 12.000, un exemplu. Nu, păi atât poți de restul de 12.000, nu? Decât ți-l-au dat ei. După speed testul ăla. Recomandat după în fiecare zi când vreți să faceți live-uri sau de fiecare dată, dacă sunteți noi, să faceți un speed test înainte să dați drumul la live. Că dacă nu, poate să aveți căderi de internet, poate să aveți mai multe probleme și atunci nu vom avea nevoie să zic așa sau poate nu vrei să vadă persoana care se uită la tine lag,
draw frame și un alt. Aici la keyframe intervalul am pus pe 2, de ce mai bine la CPU. Ia să fac și un pic de energizant. La prezent max quality. Da, aici calitatea decât performanța. La călcătorie una, la OBS alta, părerea mea. Dar o să vedeți și în live-urile mele cât de frumos se vede. Asta e. La profil meu. Hai, scuze, hai. Aici la Psycho Visual Tuning, de oricum e bifat din default, max B-frames, la fel. Bun, la recording. Da, apropo, am uitat să zic că la output mode să pui din ESP Advanced. Acolo aveți prea multe. Recording pad, vă selectați voi când, unde să filmeze sau să pună videoclip când după ce le-ai făcut, nu? Bun. Deci, recording formate MP4, ceea ce e recomandat pentru videoclipuri înaltă, tot. Auto track-ul, asta pune default. Encoder, la fel, placa video. Rescale, nu le-am forțat. Bun, la recording poți să pui bitrate până 16.000 de recomandat. Asta e. Nu îl forțez, nu fac nimic, din contră se vede perfect. Dar la recording nu e opt așa ca la slicing, să zic așa. Keyframe-ul tot pe 2, nu să le nu ducem CPU-ul la 100%. Prezent, preset, max quality, again, profil high, max B-frames, e pe 2. La audio n-am făcut nimic, replay, buffer, nimic. Aici la audio. Aici mi-s căștile, pot să le, ce mai bine să le selectez și microfon. Și atât. Da. Aia am făcut altceva. Bun, video. Best resolution. 1080p, asta îmi duce monitorul, după cum am zis, asta și preferat. Nu vreau să fac live-uri în 2K, 4K, pentru că probabil nu se va uita chiar nimeni. Pentru că nu la toată lumea ne duce și abia se duce în 720p. Output resolution pe 1080p. Salut. Nu dați nici puțin mai mic, mai mare. Am mai văzut la alții că se spui pe 1600 pe 900. Am încercat. Aia pentru Twitch, noi pentru YouTube. Pentru YouTube, dacă faci chestia asta, o să dai că te dus. Nu poate să-ți vadă rezoluția asta. Rezoluția asta e pentru Twitch. Bine. Da, hotkey. Eu nu am nimic de pus aici, știi care e toată faza, ca să schimbi scenele, ca să faci un altă, bă, nu fac chiar așa de performanță, să zic, la streamuri. Mai caut, mai fac și eu niște setări, un alta, setările mele se schimbă pe 10 trece. Deci nu văd acum să-mi pun repede hotkey-uri și de astea. La Advanced, puneți aici Process Priority above normal, decât la voi normal e pe default. Dar am pus pe above normal, e mai perfect. Iar aici să nu schimbați chiar nimic. Nimic. Nu vă recomand. Păi, eu aici voi închide. Dacă v-a plăcut acest episod, am fost happy și poate ne întâlnim de seară până la stream. Băi, sper că v-am ajutat cu aceste informații. Să zic așa, am încercat să arăt ceea ce nu vă arată alții. Dar asta e, poate pe cineva va ajuta videoclipul ăsta. Bine, guys. Pa, o zi frumoasă aveți. Ciao.